Bună seara, bun găsit tuturor. Persoanele care au acuzat stări de rău, se manifestau aceste stări prin simptome de greață și sufocare. Inițial nu știau exact de la ce este vorba, dar au aflat cu toții că fiind în același timp în piscina hotelului, cel mai probabil este vorba despre cloruri care emana un miros foarte puternic. Cei mai mulți dintre ei au ieșit imediat din piscină pentru că nu puteau să respire, iar 20 de persoane au fost evaluate medical la fața locului pentru că imediat s-a sunat la 112 și mai multe echipaje SMURD, dar și de la ambulanță și o mașină de transport victime multiple au intervenit la fața locului și au acordat asistență medicală tuturor persoanelor. Dintre aceste persoane, 7 copii însoțiți de 2 aparținători, dar și 3 adulți au fost transportați la spitalul din Constanța pentru evaluare medicală amănunțită. Așa cum spuneam, cel mai probabil din cauza apei din piscină s-a produs această situație, pentru că oamenii de acolo au spus că au simțit un miros extrem de puternic și în acel moment au simțit că nu pot respira. În acest caz se vor face verificări, mai ales că este vorba despre o unitate de cazare de 5 stele și oamenii nu se așteptau să pățească acest lucru pentru că ei aveau în serviciile incluse chiar accesul la acea piscină. Rămâne de văzut la ce concluzie vor ajunge anchetatorii în zilele următoare și dacă situația este gravă sau nu în cazul persoanelor care au fost transportate la spital. Au fost intoxicați cu clor în piscină. Dar oricum, de dimineață, la barul de lângă piscină, de dimineață se simțea foarte tare mirosul de clor. Au fost intoxicate cu o chestie de un minut.